Bună dimineața și bine v-am găsit la Istorii Știri, programul de știri în care vă spun tot ce am aflat pentru voi, în cursul nopții, simplu și ușor de înțeles. Bună dimineața, dragilor! Încă o dată să vă spun ce s-a întâmplat peste, peste noapte. În rezumat. Rușii n-au făcut mari progrese, au fost bombardamente, dar în general în Ucraina lucrurile sunt cum le-am lăsat și ieri seara când ne-am dus la culcare. Sper că ați dormit bine și sper că astăzi puteți să fiți productivi, fiindcă asta este forma noastră de rezistență, să mergem să reducem viețile ca și până acum, cât putem firește, fără să fim indiferenți la ce se întâmplă lângă noi, dar concentrându-ne pe treaba noastră, fiindcă asta ține economia în viață. Haideți să vă spun ce s-a întâmplat în cursul nopții și avem. Iertați-mă că mai greșesc câteodată, uit să mai pun cablurile astea pe aici. E o, o producție, ca să zic așa, de casă. Și ce s-a întâmplat în, în cursul nopții, foarte simplu, vă spuneam de bombardamentele cu rachete de croazieră. Rușii au pierdut ieri ceva avioane, după cum spun ucrainienii, cel puțin două sau trei au putut fi confirmate. Americanii nu sunt siguri că toate sunt cu adevărat pierdute, adică că au doborât chiar atâta cât te spun, da? Oricât, nu a fost o zi ușoară pentru armata rusă ieri. Se duc în continuare eforturi de încercuire la Kiev și la Harkov, dar avansul e destul de modest, n-au făcut mari progrese peste weekend. Astăzi ce se întâmplă este că rușii au declarat că încep distrugerea unor obiective economice, cele mai multe fabrici ucrainene. inițial se gândeau să le lase în viață pentru că n să le folosească după ce ocupă țara. Acum Poate că nu mai sunt chiar atât de siguri că o ocupă și atunci se gândesc cine știe să le distrugă, să nu lase Ucraina într-o formă foarte bună. Ieri a fost o poveste pe care nu știu dacă ați văzut-o, foarte, foarte discutată în, în online, și anume că săptămâna asta Serghei Șoigu, ministrul apărării din Rusia, ar putea să fie arestat și judecat pentru corupție și trădare vestea vine de pe un cont absolut dubios, absolut dubios, e preluată de Nexta, în care încep să-mi cam pierd încrederea. Nexta e un portal de știri este europene fondat de un activist anticorupție din Belarus, dacă mi-aduc aminte. Foarte, foarte dubioasă treaba asta. Cine este cel care o dă, nu știm exact. De asemenea, știm că Putin și cu Șoigu sunt amici la Cataramă. Deci, care ar fi motivele răcelilor din ultima vreme? Poate doar în succesul militar, dar asta nu înseamnă neapărat rădare. Deci feriți-vă de manipulare pentru că e destul de multă în ultima vreme și cumva e bine să nu ai speranțe deșarte. Nu cred că rușii în momentul ăsta au o problemă foarte mare în interiorul leadership-ului lor. Economic. Economic vorbind... Sunt niște mici probleme aici. Shell uh, e sub tirul critic criticii mondiale după ce a cumpărat petrol rusesc cu o scuza că nu avem de unde dumnezeu să mai luăm. Bursele scad peste noapte. Am urmărit bursele din Asia, uh, atât futuresurile uh, din America, uh, cât și bursele din Asia sunt 2-3% în jos. Americanii se gândesc la un boicot total al gazelor și petrolului rusesc. Germania se opune încă. Uh, n-ar vrea uh, germanii să ducă și mai sus prețurile la un nivel de nesuportat pentru economia lor. Vor fi, vor fi efecte economice, asta este clar, dacă lucrurile trenează și energia se scumpește. Netflix, în alte vești mai vesele, dar nu neapărat, Netflix s-a retras de pe piața din Rusia, TikTok suspendă live-urile și contentul nou, TikTokul uh, folosea, mă rog, propaganda rusă folosea masiv rețeaua TikTok. Am văzut nenumărate videouri cu soldați uh, în primele zile avansând vesel prin uh, Ucraina. Acum nu cred că mai sunt atât de vesel, dar oricât TikTok se retrage de pe piața uh, rusească. Atenție, este o rețea chinezească, da? Deci asta e un lucru semnificativ, zic eu. Uh, și Rusia ar putea să se deconecteze de la internetul global pe 11 martie. Plănuiesc chestia asta de câțiva ani. E o treabă care ne dă semne de întrebare în legătură cu stabilitatea internă a Rusiei, dar poate și cu planurile Rusiei în legătură cu alte țări și cu continentul european, dacă se gândesc să se încapsuleze atât de, atât de serios, nu sunt foarte optimist că asta este o veste neapărat bună. Sigur că, în principal, primul lucru care se va întâmpla va fi ca ei să fie cumva să blocheze cumva conținutul de știri din Ucraina care la un moment dat s-ar putea să-i convingă pe ruși că lucrurile nu stau cum spune propaganda lor Cifra zilei este 129 de dolari barilul 10% a crescut peste weekend Și apropo ieri v-am spus că mă tot gândeam la baril și v-am povestit ieri că în California s-a ajuns la 7 dolari barilul Nu e barilul domne, mintea mea mai merge câteodată ia razna E vorba de galonul de benzină. În anumite stații din California, care e un stat foarte scump, care are niște taxe foarte mari, s-a ajuns la 7 dolari, deci se apropie și ei de nivelul de preț de acum două săptămâni din România. Welcome to our world, ca să zic așa. Bun, nu e atât de vesel ce se întâmplă în ziua de astăzi, dar oricum asta înseamnă că trebuie să ne pregătim pentru noi scumpiri săptămâna asta, inclusiv în România. Este o cifră care se apropie de recordul din 2008-2008, când economia era super-supra-încălzită, pentru cine își mai aduce aminte, și toată lumea producea orice și era nevoie de foarte mult petrol. Acum e vorba de faptul că avem un șoc pe ofertă, nu neapărat pe cerere. Alte lucruri pe care le-am găsit pentru voi pe site-uri și vreau să ne uităm puțin pe acolo... În primul rând, la Intelligence Update-ul de la, uh, din Marea Britanie. Da, nu, înainte de asta am o imagine foarte simpatică uh, pe care am văzut-o astăzi. Uh, Boris Blue Eyes a share o și mi se pare fan. Uh, mă rog, pentru cine nu are ruble. E uh, <laughs> celebrul... Uh, da? Un euro. Un euro <coughs> Probabil că și de aia se închide TikTok în Rusia, nu știu. Da, e neplăcut și pentru ruși. Moneda națională se devalorizează, cardurile Mastercard și Visa nu vor mai funcționa pentru tranzacții între țări. Cine vine în Rusia cu card, Mastercard sau Visa nu, nu va putea să folosească în interiorul țării. Deși băncile rusește au Găsit o soluție uh, pentru blocada pe care le-am impus-o MasterCard și Visa și anume toate cardurile sunt valabile până în 2028, a declarat Alpha Bank ieri. Uh, peste noapte vă spuneam că au fost atacuri și în, uh, asta e o imagine din Harkov de peste noapte, uh, o clădire rezidențială pare să fie atacată. O vedeți? Este o, chiar hai să-l dau, să dau un pic mai mare și să oprim cadrul. Deci, e pare să fie un bloc de locuințe și cred că l-am văzut, e un bloc da, cam așa arată. Un bloc nou pe care l-am mai văzut în Harkov, este la în suburbiile orașului și a fost atacat cu ceea ce pare să fie o lovitură de artilerie. Oamenii au cumpărat case acolo, deci vă imaginați. Sunt astfel de imagini l-am văzut peste tot în această dimineață. Alte lucruri interesante și importante. Uh, și cel mai important mi se pare uh, o poveste pe care uh, am citit-o aici, pe Live EU UMAP, uh, care citează media. Acum, ce înseamnă media aici, nu știm, poate să fie și media cu influență rusă, dar în orice caz, Live dă uh, două știre cum că în mai puțin de o săptămână Statele Unite și NATO au împins mai mult de 17.000 de arme anti-tank spre, au transferat în Ucraina, inclusiv. Uh, Gevlin, peste granițele Poloniei și României. Asta apropo de faptul că mulți se plâng, domnule, nu face România nimic. Mai poate că tace și face, poți să știi? Bă, nu subestimați pe mutul. Bun, hai să mergem mai departe puțin, să vedem ce se mai întâmplă în dimineața asta la Ministerul Apărării din... Uh, din... Uh, Ucraina. Uh, a 12-a zi de confruntări, uh, ucrainienii raportează Că sunt în continuare bombardamente cu rachete și artilerie în mai multe localități din Ucraina. Sunt folosite aeroporturile din Belarus, dar până acum nu există nicio informație privind Belarus implicată în război. De asemenea, Ministerul Apărării din Ucraina se plânge că ocupanții violează regulile internaționale umanitare că trag în civili, că acele coridoare verzi care ar trebui să fie folosite pentru evacuarea civililor au fost atacate, au luat prizonieri, mă rog, ostatici, femei și copii și au, de asemenea, au transferat echipament, au, au, pus echipament militar, muniție în zone rezidențiale ale orașului și au creat criză umanitară artificială în zonele ocupate. Ce interesant este că ucrainei vorbesc despre despre ceea ce ar face uh, televiziunile rusești în momentul ăsta, se duc în zone din Ucraina și filmează clipuri frumoase uh, care să arate cât de bine e cu soldații ruși și cât de rău este cu uh, ucrainienii. Uh, vorbesc, uh, vorbește armata ucrainiană de... Uh, storiuri, reportaje care sunt cumva create, fecuite ca să distribuie informații în Rusia despre umanitatea soldaților acestei țări, cumva să le dea și lor vești frumoase din zonă. Apropo de chestia asta, trebuie să ne uităm și la ce, ce, fac, ce fac rușii, ce comunică rușii. După ce s-a închis Sputnik în Europa, avem în continuare Acces la um, câteva entități de presă din uh, Rusia, și una dintre ele este TAS, agenția TAS, celebra agenție TAS de întotdeauna a Uniunii Sovietice. Care astăzi dă o știre: Cum că armata ucrainienă se pregătește să arunce în aer un reactor nuclear experimental la Institutul Harkov, uh, Institutul de Fizică din Harkov. Acum, ce e acolo? E un, un reactor nuclear experimental, la fel cum am avut și noi la măgurele. Deci, e un reactor pentru cercetare, pentru școală, cum ar veni și pentru experimente științifice. Să-l arunci în aer. Nu prea sună extraordinar de bine. Uh, și de asemenea, ce știm este că ieri armata rusă a bombardat acel institut. Astăzi agenția TAS în mod suspect spune că băi ăștia vor să-și arunce în aer. Mi-e teamă că o să-și arunce în aer cum ar veni rușii, dar mă rog, asta e doar uh, o părerea mea. În uh, rest, uh, constat că agenția tas în limba engleză, cel puțin dă toate știrile relevante în legătură cu ce se întâmplă în Rusia, TikTok suspendă, de asemenea Netflix suspendă serviciul, iar Rusia cere Națiunilor Vestice să-și reia angajamentele privind care sunt relevante în legătură cu convențiile de la Viena, adică e vorba de convențiile care desemnează statutul diplomaților. Unii dintre diplomații ruși în Europa au fost tratați tă, cu destul de urât, adică da, uh, unii în, în Germania, uh, copilor care mergeau la școală din câte am citit, uh, cumva li s-a vorbit urât sau lucruri de genul ăsta Mi se pare că nu vreau să scuz pe nimeni aici Cred că rușii fac lucruri destul de grave în Ucraina în momentul ăsta și lumea e supărată Dar uh, e de înțeles și că diplomații trebuie protejați pentru că e o convenție, măcar noi să respectăm convențiile Bun, să mergem mai departe și să vedem Asta e o, o imagine care astăzi m-a îndurerat în Micolaev, oamenii s-au întors acasă după bombardamentul asupra blocului lor să vadă ce mai e pe acolo. Uitați-o pe babușca săraca, iese, nu mai sunt geamuri, da? Vedeți că nu mai, cel puțin la primele etaje, toate sunt distruse de suflul explozilor. Și babușca asta săraca, care este și șchioapă, unde s-o fi ducând ea și ce are femeile astea care ies din bloc? Și mă gândesc că e un bloc exact ca al nostru și cu oameni exact ca la noi. Care în cursul nopții a văzut ceva lupte, probabil un obuz a aterizat în apropiere. Absolut tragic să vezi experiența acestor oameni, oameni bătrâni, probabil unii dintre ei ruși, da? Oricum, frații lor, frații rușilor, atacați de ruși, dacă așa fac cu frații. Te gândești cum fac cu restul, da? Și în alte știri, ce se întâmplă peste noapte. Ce e important este că ucrainienii cer în continuare, ministrul de externe al Ucrainei cere în continuare uh, sancțiuni și mai semnificative și a trimis o listă către toate ministerele de externe din uh, Uniunea Europeană și țările G7 uh, cu ce ar putea să fie cu adevărat deranjant pentru uh, economia rusească și pentru uh, efortul de război în Ucraina. Cel mai important lucru care se cere în, în săptămâna asta este uh, blocarea importurilor din Rusia de gaz și de petrol. Asta ca să știți. Uh, în rest, meetingurile de ieri, aici pe pagina lui Maxim Podorovski, mitingurile de ieri din Rusia, din Sankt Petersburg și alte orașe, inclusiv Moscova, uh, au fost destul de semnificative. 4.000 de arestări, deci e de presupus că au fost mai mari decât până acum, dar în continuare extrem de modeste pentru standardul Rusesc de meeting Adică totuși sunt orașe cu milioane de locuitori Să ai 2-3 mii de oameni Care vin la meeting e puțin Asta înseamnă că rușii După părerea mea sunt mai degrabă convinși De propaganda lor și sunt mai degrabă Trup și suflet pe lângă Vladimir Putin, iar unii dintre ei s-ar putea să considere chiar că e adevărat ce spune propaganda rusă, că e o rusofobie în toată lumea și lumea atacă de fapt Rusia, nici măcar pe Putin. Și atunci evident că nu ies la meeting. Dar sigur contează și faptul că acum să vorbești despre război în termenii de război înseamnă 15 ani de închisoare în Rusia și de asemenea după mitingurile astea poți să faci destul de multă pușcărie. Deci nu e chiar atât de safe. În rest, dragilor, ultimul update cu care închei ziua este cel de la Ministerul Afacerilor Externe din din, pardon, De la Ministerul Apărării din Anglia. Și update-ul spune așa: că Forțele ruse probabil au parcurs o, o porțiune minimă de teren în cursul weekendului. Este foarte ne, uh, neverosimil că Rusia și-ar fi atins obiectivele planificate până în acest moment, spun britanicii, și în ultimele 24 de ore. Uh, a existat un nivel destul de înaltă de lovituri aeriene și de artilerie care au continuat să lovească zone militare și civile în orașele ucrainiene. Harkov, Mikolaev, Cernihiv au fost de asemenea foarte, foarte intens lovite și Mariupol. Cernihiv a fost eliberat în această dimineață de armata ucraineană, cel puțin așa am văzut știri din, din conflict. Cam asta s-a întâmplat în cursul zilei. Deci ca să vă fac din nou un rezumat. În weekend avansul a fost minimal, avansul urșilor a fost minimal. Uh, în dimineața asta a, a existat o singură lovitură spre Odessa, într-o localitate pe nume Tuzla. Vedeți ce înseamnă fostul Imperiu Otoman care ne lasă Tuzle peste tot, din Bosnia, România și până în Odessa. Ca să înțelegem un pic istoria acolo, a fost Imperiu Otoman, de-aia o cheamă Tuzla, că e nume turcesc. Uh, deci a fost un, uh, a fost un weekend mai degrabă cu puține atacuri terestre. Uh, trupele rusești parcă se reorganizează în locațiile în care sunt în momentul acesta, multe atacuri aeriene și de artilerie, uh, dar uh, invazia Odesei nu s-a nu s-a întâmplat până la ora asta, nu s-a întâmplat nici încercuirea Chievului și, de asemenea, unul dintre orașe, cel puțin unul dintre orașe, ar fi fost reeliberat în dimineața asta, Cernihiv. Dar loviturile au atacat, au afectat, au afectat grav zone cu civili și asta a fost probabil cel mai tragic lucru. Nu dau imaginile acelea, dar sunt imagini cu o familie întreaga atacată, expusă pe o stradă în Irpen și care ar fi fost... Doar tatăl a supraviețuit. Deci doi copii, mama și tatăl, obuz, doar tatăl a supraviețuit, este copertă în dimineața asta la New York Times. Cumplit arată lucrurile acolo. Dar pe de altă parte, ce vă doresc eu astăzi este să rezistăm văzându-ne de treabă, nu, 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 fără, fără să fim indiferenți la ce se întâmplă în Ucraina, evident, trebuie să continuăm să ajutăm, să continuăm să ajutăm refugiații, vedeți că în gara de nord e... Dragilor de la CFR, mai deschideți și voi niște case de bilete, că stau oamenii la coadă acolo, din ce mi se spune. Dar trebuie să rezistăm economic, pentru că asupra României nu cred că va fi vreun atac militar, dar economic va fi destul de dificil. Și atunci trebuie să ne vedem de treabă și să ne ducem mai departe firmele, businessurile, jobul, fiecare ce are de făcut pe pătrățica lui acolo, trebuie să o facem, deși e o presiune psihologică enormă zilele astea. Deci vă doresc să începeți săptămâna un pic mai relaxat dacă se poate și de asemenea dacă vi se pare interesantă munca mea de documentare și de live-uri de două ori pe zi dați un share, distribuiți-o prietenilor voștri, e un fel de a mă plăti, deși nu-mi doresc, nu mă interesează plata pentru asta, nu am nici Patreon și nici n-am de gând să-mi fac, e un lucru pe care îl fac pentru că așa simt că trebuie, trebuie să comunicăm și trebuie să știm, să fim cu toții la curent cu ceea ce se întâmplă. Deci, fără, fără să fim nesimțiți, totuși să nu ne îngrijorăm atât de tare și să ne vedem de viață pentru că rezistența, cum vă spuneam, rezistența este să continuăm să trăim liberi într-o țară liberă și productiv, dacă se poate, că uite, în 20 și ceva de ani domnul Putin a reușit să scufunde, a reușit să scufunde Rusia sub nivelul de trai al României. Ceea ce zic că e o performanță negativă din partea lui, dar și una bună din partea noastră. Așa că, cu aceste gânduri bune, mă despar de voi. Ne vedem diseară. O să vă anunț din timp, dar presupun că nouă e o oră bună. Lăsați-mi la comentarii. Mulțumesc tare mult. Nu uitați să dați un share acum la despărțire și să ne vedem cu bine în cursul zilei și să ne vedem de treabă în săptămâna asta care e importantă pentru noi toți. Zi ușoară!